așteptăm câteva minute, căci văd că în continuare continuă să intre dintre colegi. Și poate în 4 minute așa să încercăm să începem. Se vede oare ecranul? Se vede. Și se aude. Și se aude. Bună seara tuturor din nou. Mulțumesc pentru prezența voastră atât de numeroasă. Cred că aș începe prin a vă spune ce ne propunem să facem în această după-amiază seară. Și anume să facem o scurtă prezentare introductivă în acest capitol uneori lăturalnic al uveitelor. Vor fi date de absolut bun simț, generalități. Am să încep eu, apoi va continua colega noastră, domnișoara dr. Nemțanu, urmând să vedem dacă reușim să ne încadrăm pentru două prezentări ulterioare sau nu. Vă rog să puneți întrebări sau să ne opriți de ori de câte ori simțiți nevoia. Altfel, dacă suntem cu toții pregătiți, aș propune să începem. Vă mai întreb o dată dacă se vede. Da, se vede. Okay. Așadar, uveitele
reprezintă o patologie inflamatorie și, sigur, numele ne spune că ne referim la componente ale uveei. Uveea este fundamental alcătuită din coroidă, cord ciliar și iris și poate cea mai importantă distinție pe care trebuie să o facem în fața unui astfel de pacient cu o patologie inflamatorie este distinția dintre etiologia infecțioasă și non-infecțioasă. Veți vedea că această distinție e uneori dificilă, pune probleme și sper ca prezentarea de astăzi să facă lucrurile puțin mai evidente. Foarte pe scurt, câteva noțiuni de recapitulare. Structura ochiului uman este practic alcătuită din trei tunici. Cea exterioară, tunica fibroasă, alcătuită din sclera anterior și, cornea anterior, scleră posterior. Tunica internă, alcătuită din retina neurosenzorială și epitelul pigmentar retinian și între ele, protagonistul de astăzi, practic uveea, alcătuită din spre anterior spre posterior, din iris, cord ciliar și coroida. De ce se numește uvee? Este un cuvânt de proveniență greacă, care înseamnă strugure și dacă ne uităm macroscopic la un ochi mai puțin prietenos, vedem această culoare intens pigmentată care poate să aducă cu un strugure. Acum, deși uveitele înseamnă, tehnic vorbind, inflamații la nivelul structurii uveii, deci corp ciliar, iris și coroidă, în multe dintre cazurile de uveită avem inflamații ale structurilor învecinate. Și veți vedea că retina e un invitat de onoare la masa uveitelor, nervul optic, precum și uneori camera anterioară cu totul sau cornea. O altă distinție foarte importantă, pe lângă cea etiologiei infecțioasă și non-infecțioasă, este a vedea dacă inflamația la nivelul tractului uveal și a lucrurilor sau structurilor conexe este strict localizată la nivel ocular sau face parte dintr-un să zicem, tablou inflamator într-o patologie inflamatorie sistemică. Și asta, din nou, devine extrem de important de știut, pentru că, desigur, abordarea pacienților este evident diferită. Primul lucru de făcut, și am să insist puțin pe lucrurile acestea, deși poate sunt redundante și puțin importante, la o primă citire sau auzire, este să avem date cât mai multe despre pacient. Și aici vin și insist pe aspectele legate de anamneză. Avem nevoie să știm lucruri demografice, aspecte demografice, vârsta, sexul, etnia pacientului, precum și istoricul său de călătorii, comportamentele sexuale, precum și vocaționale, adică cu ce se ocupă pacientul respectiv. Pentru că spuneam că de multe ori această patologie inflamatorie oculară nu este singular localizată la nivel ocular, ci face parte dintr-o patologie sistemică sau este o parte a unei patologii inflamatorie sistemice, revine cumva tot în sarcina noastră să realizăm așa numitul review of system, adică să întrebăm pacienții respectiv despre orice semn sau simptom care ne-ar putea ajuta și ne-ar putea da clujuri diagnostice. Începem cu simptome, semne generale de tip febră, frison, pierdere în greutate și trecem efectiv prin fiecare sistem și întrebăm despre lucruri frecvente. Simplele întrebări, o simplă întrebare poate face o mare diferență. Trecem prin simptome neurologice de tip pierdere de auz sau modificări ale dispoziției, prin simptome de tip ORL și aici o să punctez simptomele legate de sinuzită și ulcerele orale, evident, erupțiile cutanate, simptome pulmonare, cardiace, digestive, etc. Deci toate acestea ar trebui întrebate punctual, aș zice eu, pentru că de multe ori, știți bine, pacienții uită sau neglijează anumite lucruri care, încă o dată, poate să facă diferența. De altfel, am văzut prin peregrinările mele un sistem pe care mă gândesc să-l adopt, și anume pacienții, înainte de a fi invitați într-o clinică de uveită, pacienților li se dădea un interviu scris, o hârtie, prin care erau întrebați punctual de fiecare lucru mărunt, care ar putea să vină cu un clu diagnostic, acest review system de care tot povestesc.
După ce avem toate aceste date, următorul pas ar fi să vedem ce fel de uveit avem din punct de vedere al localizării. Și aici cred că e chiar intuitiv să știm că uveitele se clasifică în uveite anterioare, intermediare, posterioare și panuveitele. În ceea ce privește uveitele anterioare, inflamația se localizează primordial, principal, la nivelul camerei anterioare și a vitrosului anterior. Și aici puțin subclasificăm uveitele anterioare în funcție de o localizare mai exactă. Dacă avem implicare exclusiv iriană, atunci exclusiv la nivelul camerei anterioare, atunci patologia se numește irită. Dacă localizarea celulelor și fenomenelor inflamatorii este exclusiv la nivelul vitrosului anterior, atunci asta se numește ciclită anterioară, iar dacă ambele, camera anterioară și vitrosul anterior, sunt practic invadate inflamator, atunci asta poartă numele de iridociclită. Toate cele trei fațete ale uveitelor anterioare. Uveita intermediară presupune implicarea cavității vitrenii și sau a retinei periferice. Și aici avem o clasificare interesantă. Dacă ajungem să cunoaștem cauza uveitei intermediare, adică ea nu este idiopatică, se numește uveită intermediară. Dacă uveita intermediară se dovedește a fi idiopatică, adică noi am găsit cauza și am și căutat-o, atunci asta poartă numele de pars planita. Deci, cu alte cuvinte, pars planita este o uveită intermediară idiopatică. În ceea ce privește uveitele posterioare, sigur, site-ul, localizarea inflamației este la nivel retinian și sau coroidian, fără să uităm asocierea posibilă a nervului optic. Și aici, iarăși, câteva lucruri legate de nomenclatură. Dacă avem inflamație localizată exclusiv la nivel coroidian, în paranteză fie spus rar, asta poartă numele de coroidită. Dacă avem localizare exclusiv la nivelul retinei, asta poartă numele de retinită. Și de cele mai multe ori avem afectare duală corio-retiniană și asta poartă numele de corioretinită sau retinocoroidită în funcție de prima structură care a fost afectată. De exemplu, dacă avem o endoftalmită endogenă fungică cu cale de transmitere hematogenă a fungului, prima vizată va fi coroida, tunica vasculară, și după aceea, prin continuitate, va fi afectată retina. Deci asta ar fi un prototip al unei corioretinite. Dacă, de exemplu, un caz foarte frecvent, o etiologie foarte frecventă de uveită posterioară este uveita toxoplasmozică. Ea afectează principial retina și ulterior, prin continuitate, afectează coroida. Asta este o retinocoroidită. Sigur, distinția e fină și nu contează de multe ori, dar uneori face diferență. Bun, nu în ultimul rând, vă spuneam că la masa uveitelor participă câteodată și nervul optic și dacă avem afectarea simultană a nervului optic și a retinei, atunci această patologie poartă numele de neuroretinit. Trecem la ultima clasă de uveite, panuveitele, în care toate cele trei locații sunt practic implicate inflamator. Și acum voi încerca să le luăm pe rând. Uveita anterioară, câteva lucruri generale, subclasificări, etiologii frecvente. Uveita anterioară este categoric cea mai frecventă și în tabloul clinic întâlnim durerea, fotofobia și un grad de scădere a acuității vizuale. Un semn, simptom frecvent întâlnit, aproape întotdeauna, este practic hiperemia conjunctivală. Dar hiperemia conjunctivală din uveita anterioară este o hiperemie conjunctivală aparte. Poartă numele de ciliary flash, flash ciliar. Și, practic, dacă ar fi să ne uităm comparativ la o conjunctivită versus o uveită anterioară, observăm că hiperemia conjunctivală în conjunctivită este cumva dispusă egal, distribuită uniform pe conjunctiva bulbară. Uneori chiar limbul este, sau zona perilimbică este mai puțin inflamată sau, mă rog, afectată, implicată. Pe când, dacă ne uităm la flashul ciliar din uveitele anterioare, vedem o hiperemie conjunctivală preponderent perilimbică. Aici se joacă partida, pentru că, logic, corpul ciliar e chiar aici, și atunci ne așteptăm ca dilatarea vaselor episclerale și conjunctivale
să fie evident în concordanță cu localizarea acestui corp ciliar. Ce vedem clinic atunci când examinăm un pacient cu uveită anterioară? Păi, vedem fenomene inflamatorii, adică celule inflamatorii în camera anterioară, precum și proteine inflamatorii, așa numitele celule și flare. Ce facem ca să vizualizăm astfel de structuri care sunt mici? În principiu, această examinare a proteinelor și a celulelor în camera anterioară se face cu o fantă subțire, cu magnificație mare și fantă redusă, într-o incidență oblică, ele se văd și, după cum vom vedea într-o discuție ulterioară, așa se și cuantifică. Pe lângă celule și proteinele din camera anterioară, mai putem găsi așa numitele precipitate cheratice, care sunt depozite și depriuri inflamatorii pe endoteliu cornean. Acestea pot sau nu să fie prezente într-o uveită anterioară. Prezența lor și caracterul lor este extrem de important pentru că ne clasifică uveitele anterioare în uveite granulomatoase și non-granulomatoase. Acum, uveitele granulomatoase sau conceptul de granulom este cunoscut nouă din histopatologie, din facultate și vă aduceți aminte că practic, un granulom histopatologic însemna prezența unei celule epitelioide sau gigante. Granulomatos uveită înseamnă dacă precipitatele acestea au acest aspect. Ce înseamnă acest aspect? Înseamnă că au dimensiuni mari, sunt mai închise la culoare și au acest aspect grăsos, așa numitele mutton fat. Nu o să traduc, că mi se pare hilară traducerea în limba română. Dar mutton fat înseamnă precipitate granulomatoase. Nu întotdeauna, foarte important, nu întotdeauna aspectul histologic de granulomatos coincide, e congruent cu aspectul clinic de uveită anterioară granulomatoasă. Cu alte cuvinte, atunci când avem o uveită anterioară cu precipitate granulomatoase, nu întotdeauna vom avea și aspectul histologic de granulomatos. Însă, clasificarea uveitelor anterioare se face evident după aspectul clinic. Nu prelevăm histopatologic nimic. Bun. Dintre uveitele anterioare granulomatoase, dintre cauzele cele mai frecvente, am să vă enumăr tuberculoza, sarcoidoza, sifilisul, infecția herpetică, VKH-ul, toxoplasmoza și boala Lyme. Sunt principalele cauze de uveită anterioară granulomatoasă și am să fac aici o paranteză. De cele mai multe ori sau de multe ori, aceste uveite anterioare granulomatoase nu sunt exclusiv anterioare, adică fac parte cumva dintr-un tablou panuveitic mai mult decât uveita anterioară exclusiv. Uneori e doar anterioară, dar de multe ori sunt panuveite cu componentă anterioară granulomatoasă. Acum, dacă am înțeles ce înseamnă, sau am reținut mai bine ce înseamnă uveită anterioară granulomatoasă, o să trecem la cea non-granulomatoasă. Ce se întâmplă în uveita non-granulomatoasă? Precipitatele cheratice fie nu există deloc, fie dacă există, sunt de mici dimensiuni, mai deschise la culoare, n-au aspectul acela grăsos caracteristic precipitatelor granulomatoase. Și sigur că dacă pe cele granulomatoase le-am examinat deja din punct de vedere etiologic, pe cele non-granulomatoase le vom clasifica ulterior sau subclasifica în uveite anterioare acute, respectiv cronice, și există și o a treia categorie care poartă numele de recurent. Ce înseamnă uveită anterioară acută? Înseamnă că este uveită anterioară cu debut brusc și cu rezoluție rapidă sub tratament care nu recidivează. Uveita anterioară cronică este o uveită care răspunde la tratament, dar care, după întreruperea tratamentului, recidivează în 3 luni. Deci, nu rezistă fără tratament mai mult de 3 luni. Uveita recurentă poartă numele de, sau înseamnă că avem o uveită care recidivează fără tratament, dar după o perioadă de mai mult de 3 luni. Cu alte cuvinte, rezistă mai mult de 3 luni fără tratament, spre deosebire de cea cronică, care nu rezistă mai mult de 3 luni fără tratament. Acum, uveitele anterioare non-granulomatoase, acute, se clasifică suplimentar, extrem de intuitiv, în cele unilaterale, respectiv bilaterale. Și aici poate e un slide care sperie,
pentru că găsim principalele etiologii ale fiecărui tip de uveite conform clasificării mai sus detaliate. Poate, în loc să încercăm să le memorăm, ar trebui să tragem niște concluzii uitându-ne la aceste etiologii. Prima concluzie ar fi să înțelegem că marea majoritate a uveitelor anterioare sunt de cauză non-infecțioasă. Și aici ne spune cartea 80%. Deci 80% din uveitele anterioare sunt non-infecțioase. Extrem de important, pentru că vă aduceți aminte că una dintre dilemele noastre la început, în fața unui pacient cu uveite, este infecțios versus non-infecțios. Ei bine, un pacient cu uveite anterioare de cele mai multe ori este non-infecțios. Mai departe, a doua concluzie pe care ar trebui să o tragem atunci când ne uităm la acest slide este faptul că aceste trei patologii, tuberculoza, sarcoidoza și sifilisul, pot îmbrăca orice formă de uveită anterioară și veți vedea nu doar anterioară. Cu alte cuvinte, în fața unui pacient cu uveită, de orice fel, voi spune mai târziu, dar uveită anterioară spun acum, trebuie să căutăm tuberculoza, sifilisul și sarcoidoza și rămân la ideea că ele sunt mult subdiagnosticate până în ziua de azi. Mai departe, trecem pe scurt prin capitolul de uveite intermediare și vă readuc aminte că în uveita intermedioară avem implicarea preponderentă a vitrosului anterior și a bazei vitrosului. Pentru cei care poate nu sunt așa de familiarizați cu conceptul de bază a vitrosului, acesta reprezintă o bandă de 5 mm lățime de vitros, care practic tapetează juncțiunea dintre corpul ciliar și retină, așa numită ora serată. Ei bine, inflamația localizată la acest nivel, la nivelul bazei vitrosului și retina periferică, precum și în vitros, poartă numele de uveită intermediară. De obicei, în uveitele intermediare nu întâlnim celule anterioare, deci în camera anterioară, dar acest lucru este posibil fie dacă avem o panuveită, fie dacă avem fenomenul acesta de spillover, pe care îl întâlnim practic în ambele direcții. Dacă avem o uveită anterioară cu celule în camera anterioară, putem avea spillover posterior, deci în vitrosul anterior. Și asta e ceva ce veți vedea frecvent dacă veți examina cu atenție și vitrosul anterior. La fel cum într-o uveită intermediară putem avea spillover dinspre posterior în anterior, deci câteva celule inflamatorii și în camera anterioară, fără să însemne neapărat o uveită anterioară. Bun, ce întâlnim într-o uveită intermedioară clasic din punct de vedere clinic, așa numiți snowballs, da? Sunt practic niște conglomerate celulare și de detritusuri celulare, care arată exact cum le spune numele, ca niște mici bulgări de zăpadă, de obicei se așează de gliv. Și pe lângă snowballs, echivalentul snowballs-ului, dar de mai mare dimensiune, așa numitul snowbanking, deci un aspect inflamator mai mare și mai localizat, de obicei inferior, de obicei, deși am văzut odată și în altă parte și m-am mirat foarte tare. Bun, de obicei, uveitele intermediare apar la pacienți tineri până în vârsta de 40 de ani și sunt în cea mai mare parte a lor bilaterale, deci 80% din uveitele intermediare sunt bilaterale. De menționat că, deși bilaterale, ele sunt frecvent asimetrice, adică un ochi e mai puternic afectat și celălalt este foarte puțin afectat. Asta nu înseamnă că nu e afectat deloc sau că nu avem o localizare bilaterală. Vă readuceți aminte de clasificarea uveitelor intermediare pe care am enunțat-o și puțin mai devreme? Dacă nu cunoaștem cauza și am căutat-o bine, atunci este o uveită intermediară idiopatică ce poartă numele de pars planită și dacă nu, se numește uveită intermediară pur și simplu. Și dacă ne uităm pe lista celor mai frecvente etiologii ale uveitei intermediare, regăsim cei trei protagoniști mai devreme discutați, tuberculoza, sifilisul și sarcoidoza. Și pe lângă aceasta vreau să subliniez scleroza multiplă, boala Lyme și toxocaroză. Nu de puține ori am văzut scleroză multiplă cu prezentare de tip uveită intermediară. Deci dacă suntem în fața unui pacient care este de o vârstă rezonabilă pentru a ne duce cu gândul la scleroză multiplă, dacă are uveită intermediară, nu ezitați să recomandați imagistică cerebrală, mai ales dacă apar simptome neurologice care poate să susțină acest diagnostic, măcar de probabilitate.
În ceea ce privește uveitele posterioare, iarăși reluăm clasificarea în funcție de localizarea exactă a sediului principal. E vorba de coroidită, retinită, corioretinită sau retinocoroidită, dacă sunt afectate ambele straturi, retina și coroida, și implicarea nervului optic ne pune în rândul neuroretinitelor. Dacă în cazul uveitelor anterioare etiologia era în 80% din cazuri non-infecțioasă, lucrurile stau fix pe dos în cazul uveitelor posterioare. Uveitele posterioare sunt în 80% din cazuri infecțioase și dintre uveitele posterioare, cele infecțioase, cea mai frecventă este toxoplasmoza. Este un parazit obligatoriu intracelular, a căror gazdă definitivă este pisica, care este distribuită peste tot pe glob, cu rată foarte mare de infecții și cu, mă rog, genetică diferită în funcție de geografie, dar asta este o altă discuție. Cum se infectează omul? Omul se infectează prin consumul de lucruri incomplet gătite, deci carnea incomplet preparată termic. Să nu uităm de consumul vegetalelor nespălate și, foarte important, de transmiterea materno-fetală. Intră în clasa sindromului Torci. Tipic, vă spuneam puțin mai devreme că toxoplasmoza este o retinocoroidită, asta înseamnă că practic prima afectată este retina și prin soluție de continuitate se ajunge și la afectare coroidiană secundară. Și de asemenea e bine de știut că această toxoplasmoză oculară sau retinocoroidita toxoplasmozică se însoțește de vitrită importantă. De aici și aspectul ăsta de headlight in the fog, far în ceață, cam așa arată tipic o leziune de toxoplasmoză. E o afectare inflamatorie corioretiniană cu importantă reacție inflamatorie vitreană. Și de multe ori avem cazuri cu vitrită extrem de importantă, care împiedică vizualizarea polului posterior, că nici nu putem vedea la ce nivel este leziunea sau nu putem vedea leziunea deloc. Și cu toate astea ne gândim la toxoplasmoză pentru că știm că este una dintre cele mai frecvente cauze de uveită posterioară, frecvent subdiagnosticată. Bun. Mergem mai departe pentru că uveita toxoplasmozică va face cazul unei discuții separate și merită locul separat și ajungem la cea de-a patra clasă de uveite, care sunt panuveitele. Și panuveitele, așa cum le spune și numele, implică toate cele trei segmente ale ochiului, polul anterior, camera anterioară, vitrosul și retina, respectiv coroida. De obicei, panuveita este o boală bilaterală, la fel frecvent asimetrică, la fel de cauză infecțioasă sau non-infecțioasă ca toate celelalte uveite. Și dintre cele non-infecțioase merită de, punctat, sarcoidoza, dintre cele infecțioase, sifilisul și tuberculoza. Și iată, încerc să vă conving că poate de fiecare dată, în fața unei uveite, trebuie să excludem sarcoidoza, sifilisul și tuberculoza. Printre alte cauze de panuveite, aș vrea să subliniez iarăși una pe care o subdiagnosticăm frecvent, și anume oftalmia simpatică. O boală complicată și care e greu de controlat. Să nu uităm despre boala Behçet, deși nu suntem poate pe drumul vechi al mătăsii. Acum, în contextul acesta în care ne aflăm, cu atâtea, eu știu, amestecuri, poate că sindromul Behçet ar trebui luat în considerare ca o cauză de panuveită non-infecțioasă. N-am să insist pe celelalte, vă rog, aveți în vedere sarcoidoza, sifilisul și tuberculoza, în concluzie, în fața oricărui pacient cu orice tip de uveită. Acum aș vrea să abordez iarăși o noțiune puțin mai specială, care poartă numele de endoftalmită. Sună așa amenințător de fiecare dată când auzim acest cuvânt, așa că poate ar fi bine să-l definim și să vedem în ce context poate să apară. În primul rând, endoftalmita înseamnă un proces inflamator care implică atât polul anterior cât și polul posterior, deci camera anterioară și vitrosul, și este de etiologie bacteriană sau fungică, prin definiție. După aceea, cauzele
principalele trei cauze sau clasificarea endoftalmită este endoftalmită post-traumatică, post-operatorie și endogenă. Primele două, sigur, sunt destul de ușor de diagnosticat, nu și de tratat, dar de diagnosticat. Ultimul tip de endoftalmită, endoftalmita endogenă, este de obicei mai rară, cam 10% din cazurile de endoftalmită sunt endoftalmite endogene. Și, sigur, îi spune și numele, apare datorită transmiterii pe cale hematogenă a unei bacterii sau a unui fung. Acum, pentru că endoftalmita endogenă presupune transmiterea pe cale hematogenă a unui astfel de agent etiologic, logic este să existe o sursă. Și sursa asta cumva trebuie căutată, trebuie diagnosticată și trebuie tratată. Cine este la risc de endoftalmită endogenă? Păi, în principiu, persoanele imunosuprimate sau și cele care suferă proceduri invazive de tip hemodializă, de tip montare de stenturi, de catetere, cu atât mai mult cu cât sunt și imunosuprimate. Cei care folosesc droguri intravenos, etc. Vă spuneam că endoftalmita endogenă este bacteriană sau fungică și acum, puțin uitându-ne comparativ la ele, v-aș spune că endoftalmita endogenă bacteriană este extrem de sonoră din punct de vedere simptomatic. Pacientul acesta vine cu semne celsiene exacerbate, durere, edem palpebral important, hiperemie conjunctivală, cu scădere importantă a acuității vizuale. De cele mai multe ori este hipopion, deci un hipopion bilateral e semn roșu. Ne trebuie să ne gândim și la endoftalmita endogenă și, sigur, implicarea vitreană. Așa arată sau dorește să arate un ochi cu endoftalmită endogenă bacteriană. Ce se întâmplă la nivel retinian? Pentru că e o endoftalmită și afectează toate structurile oculare, retina nu scapă de procesul acesta inflamator, infecțios, endogen. Și ce poate să apară la nivel retinian, și am avut astfel de cazuri, sunt microabcese sau chiar acele pete rot. Sigur că o astfel de patologie infecțioasă se însoțește de un sindrom inflamator biologic semnificativ asociat de febră, uneori, dacă nu avem pacienți imunosuprimați, dar alteori, dacă e imunosuprimat, mai puțină febră, dar măcar un sindrom inflamator biologic sau alte lucruri care să ne orienteze. Care sunt agenții etiologici bacterieni? Păi cam orice poate. Și sigur, asta depinde cumva și de poarta de intrare sau locul de plecare. Avem stafilococi, streptococi, deci scoci gram-pozitiv, la fel cum avem și bacterii gram-negative. Deci, efectiv, depinde foarte mult de locul de unde pleacă infecția. Și dacă vorbim de endocardită, atunci ne gândim la streptococ. Dacă avem o manevră invazivă de tip un cateter, atunci ne gândim la stafilococ și am avut, nu de mult, o endoftalmită endogenă cu MRSA după montarea unui cateter de hemodializă la o pacientă, sigur, de peste 70 de ani, nu cu o imunitate superbă, care își aștepta maturarea șuntului arteriovenos și până atunci făcea hemodializă pe cateter. Ne gândim la bacilus, deci la bacilii gram-pozitiv, dacă avem de-a face cu consumatori de droguri intravenoase. În cazul abceselor hepatice ne gândim la clepsiela. Deci, în funcție de locul de plecare, avem câțiva agenți etiologici care intră în discuție. Comparativ cu endoftalmita endogenă bacteriană, cea fungică este mult mai cuminte. Debutul este lent, progresează lent, destul de insidios și foarte important. Spre deosebire de endoftalmita bacteriană, în cazul endoftalmitei endogene fungice, prima care apare a fi lezată și care are leziuni este coroida. Apar acea numitele metastaze infecțioase coroidiene. Asta este un caz clasic de endoftalmită endogenă cu candida.
în care vedeți, leziunile sunt exclusiv coroidiene, poate greu de văzut acum, dar vedeți, de exemplu, pe leziunea din stânga, un vas retinian de deasupra. Asta înseamnă că e o leziune profundă, probabil coroidiană. Ce se întâmplă cu aceste leziuni? Ele evoluează dinspre coroidă spre retină, prin ruperea membranei, spargerea membranei Bruch și după aia, dacă nu sunt tratate, invadează și vitrozul. Și după aia, dacă nu sunt tratate, invadează și camera anterioară. Tot din experiență vă spun, din păcate, că astfel de patologii sunt extrem de greu de tratat. Mă lupt chiar la momentul actual cu endoftalmită endogenă fungică bilaterală la o pacientă tânără și aparent neimunosuprimată, care are unul din ochi e bine, e controlat pentru că n-a apucat să rupă membrana Bruch și ne-am prins în timp util și o tratăm cu medicația antifungică sistemică și controlează fungemia și practic afectarea oculară. Însă în cel de-al doilea ochi, care evident cronologic a fost primul afectat, avem deja afectare vitreană. Din păcate și păcate și formarea unei membrane preretiniene și aici am bombardat ochiul și pe cale hematogenă cu agent antifungic și intravitrean, dar nu mi se pare că e grozav de bună evoluția, deși încercăm să facem tot ce se poate. În fine, mergând mai departe, așa arată o endoftalmită endogenă candidozică în care avem afectare vitreană deja. E foarte clasic acest aspect de șirac de mărgele, practic sunt conglomerate în vitros. Și sigur, de departe cea mai frecventă este candida, dar nu exclusiv candida poate genera această endoftalmită endogenă fungică și criptococul și aspergilul și etc., speciile dimorfe. Sigur că la fel ca și în cazul endoftalmitei endogene bacteriene, ne putem orienta asupra agentului patogen etiologic în funcție de date suplimentare, dacă vorbim de imunosuprimat, dacă vorbim de pacienți post-transplant deficat, etc. O să mai accentuăm aceste lucruri eventual într-o prezentare ulterioară. Altfel, cred că e momentul să dau cuvântul colegei mele, domnișoara dr. Teona Nențanu, să vă povestească câteva lucruri, tot așa generalități la acest moment despre sclerite, etc. Dacă nu, sunt întrebări. Teona, cred că poți să preiei. Da, imediat. Nu sunt întrebări, nelămuriri. O secundă, că nu mi se deschide prezentarea, bineînțeles. Se vede? Da. Da. Ok. Bun. În continuare, eu vă voi vorbi despre sclerite, câteva noțiuni. Scleritele sunt boli inflamatorii caracterizate prin durere, edem și congestia plexului episcleral profund. În primul rând, avem un plexul conjunctival localizat la nivelul conjunctivei. În momentul în care avem congestia acestuia, vom avea o colorație roșiatică intensă, iar la nivelul episclerei vom avea plexul superficial episcleral și plexul vascular profund. Mici diferențe. Plexul episcleral superficial va avea practic un pattern radiar în momentul în care este congestionat și o colorație, cărțile spun, rozacee tip somon. Iar plexul vascular profund este imobil, spre deosebire de plexul episcleral superficial, iar în momentul în care este congestionat, are o colorație violacee și o să vedem câteva poze mai târziu și, de asemenea, este cu un pattern de criss-cross, la fel o să vedem o poză în cele ce urmează.
Scleritele se prezintă cu durere. Durerea de cele mai multe ori poate să afecteze inclusiv și să irige până în regiunea sprâncenoasă și la nivelul tâmplei. E o durere care trezește pacientul din somn de intensitate puternică de dimineață, pe parcursul zilei începe să scadă în intensitate și este accentuată de mișcările globului ocular. Anumite tipuri de sclerite poate să ducă inclusiv la orbire și la pierderea globului ocular. Femeile sunt mai frecvent afectate decât bărbații și sunt rare la copii. Totodată, scleritele poate să fie un semn a unei condiții sistemice care are un potențial letal. De altfel, aproximativ 40% din pacienții care prezintă un episod de sclerită au o boală inflamatorie sistemică, cel mai frecvent implicată fiind artrita reumatoidă. În continuare o să clasific un pic scleritele. Acestea se clasifică în forme anterioare și posteriore, în funcție de localizarea acestora față de ecuatorul globului ocular, practic. Scleritele anterioare prezintă trei semne clasice, și anume edemul scleral, foarte bine, se poate foarte bine observa la OCT-ul de pol anterior, acea colorație violacee de care vă ziceam la început, care se poate vizualiza în această imagine, și congestia cu pattern criss-cross, de care tot așa vă spuneam la început. Sesul clasifică totodată și în forme difuze, nodulare și necrotizante. Și o să vin cu câteva imagini. Aici avem o sclerită anterioară difuză. Sclerita anterioară difuză poate să fie difuză, dar poate să fie și sectorială. Câteodată putem să avem și chemozis, putem să avem și edem palpebral, câteodată putem chiar să avem și semne de oveită și creștere ale tensiunii intraoculare. Aici avem o sclerită anterioară nodulară și o scleritele anterioare necrotizante. CSU clasifică din nou în cele cu inflamație și fără inflamație. O poză cu o sclerită anterioară necrotizantă cu inflamație. Știu că Kansky merge mai departe, spre deosebire de AO, și le subclasifică în vaso-oclusive, granulomatoase și post-chirurgical, și fără inflamație, care, chiar dacă se numesc așa fără inflamație, dacă ar fi să prelevăm, da, o bucată din scleră, de exemplu, și să o punem la microscop, am putea observa celule inflamatorii. Dar poartă denumirea de fără inflamație pentru că ochiul nu pare inflamat și nici nu provoacă durere. Și arată cam așa. Și se observă atrofia sclerală și uveia subadiacentă. Scleritele anterioare necrotizante fără inflamație poartă denumirea de scleromalacia perforans și sunt frecvent întâlnite la pacienții cu artrită reumatoidă, forme avansate. Scleritele posterioare, spre deosebire de cele anterioare, nu prezintă ochi roșu și nici nu prezintă noduli, dar prezintă alte lucruri, și anume proptoză, edema discului optic și de aici scăderea de acuitate vizuală de la început menționată, și modificări coroidiene sau retiniene. Cel mai specific avem faldurile coroidiene vizualizate la nivelul polului posterior, cu aspect orizontal. Totodată, modificări pot să mai apară și decolare retiniană exudativă, decolare inclusiv de coroidă, și avem și anomalii ale motilității globului ocular. Reiau ideea de la început. Dacă avem un pacient care se prezintă cu o durere care radiază la nivelul regiunii sprâncenoase, acea durere este agravată de mișcările globului ocular, datorită practic faptului că mușchii, da, se inseră pe scleră și trezește pacientul noaptea, ne gândim și la un posibil diagnostic de sclerită posterioară. Diagnosticul se pune prin ultrasonografia mod B, care relevă
îngroșare coroidară și edem la nivelul capsulei ten. Edem care, dacă se găsește și la nivelul în jurul nervului optic, vom avea clasicul T-sign, care arată cam așa. Practic, piciorul literei T fiind reprezentat de nervul optic. Scleritele de obicei au nevoie de tratament sistemic, formele ușoare răspund destul de bine la antiinflamatoare non-steroidiene. În caz contrar se poate folosi și steroizi tot pe cale orală. Și formele foarte grave beneficiază de terapie imunomodulatoare. În continuare o să continui ce a început Ioana. Și o să vorbesc un pic despre acronimul SAN, care este frecvent întâlnit în capitolul de uveite. El vine de la Standardization of Uveitis Nomenclature, care practic e un grup de lucru ce au încercat să clasifice și să gradeze mai bine uveitele. Și Ioana deja a vorbit despre localizarea anterioară, intermediară, posterioară și panuveitis, motiv pentru care eu nu o să mai intru în detalii, dar o să spun doar atât că dacă avem un pacient care are prezintă celule inflamatorii la nivelul camerei anterioare, cât și la nivelul vitrosului anterior și prezintă și edem macular cistoid, nu îi spunem că avem un pacient care prezintă panuveită, și mai degrabă o uveită anterioară cu edem macular cistoid, pentru că edemul macular cistoid poate să fie prezent în toate cele patru forme. În funcție de debutul uveitelor, avem un debut brusc, în care simptomatologia apare brusc, sau insidios, în care avem o perioadă limitată fără semne și simptome. Dacă este să vorbim de durată limitate, mai puțin de 3 luni sau persistente mai mult de 3 luni, și Ioana cred că a explicat mai bine decât aș putea să fac eu, avem uveite acute, recurente și cronice. Cele acute în care debutul a fost brusc, dar s-a remis destul de rapid inflamația. Uveitele recurente în care avem o recidivă, dar avem și perioade de inactivitate de cel puțin 3 luni, spre deosebire de cele cronice în care perioada de inactivitate este mai puțin de 3 luni. Severitatea uveitelor este gradată prin celulele din camera anterioară, prezența acestora și numărul lor, și o să vedem cum facem acest lucru, flare și hazel vitrean. În ceea ce privește celulele din camera anterioară, acestea se numără folosind o fantă îngustă de dimensiune mică, trebuie să aibă dimensiune 1x1, la microscop, cu magnificație mare, și începem să numărăm celulele din pătrățelul respectiv. O singură mențiune aici, e preferabil să facem acest lucru pe pupila nedilatată. Dacă nu avem nicio celulă, atunci avem gradul 0. Dacă avem între 1 și 5, avem 0.5. Între 6 și 15 celule avem un plus 1. Între 16 și 25, 2 plusuri. Între 26 și 50, 3 plusuri. Și mai mult de 50, 4 plusuri. În continuare, putem să vorbim despre uveite în ceea ce privește lateralitatea acestora, pot să fie unii și bilaterale, și Ioana a vorbit deja despre acest lucru, și caracteristicile precipitatelor cheratice, dacă sunt prezente, cât și despre modificări iriene. În ceea ce privește precipitatele cheratice, vorbim despre aspectul și distribuția acestora. Distribuția lor poate să fie distribuite difuz sau localizate la nivelul triunghiului ART, care triunghiul ART este un triunghi care are apexul în centrul corneei și baza lui este localizată în zona inferioară a corneei. Și aici avem două poze care exemplifică foarte bine precipitatele cheratice dispuse difuz și precipitate cheratice dispuse la nivelul triunghiului ART. În ceea ce privesc aspectul lor, avem precipitate cheratice granulomatoase, non-granulomatoase și stelat. Cum facem un diagnostic diferențial între cele non-granulomatoase și stelate?
Păi, trebuie să ținem cont de un singur lucru. Cele spelate întotdeauna avem o dispoziție difuză a lor, în timp ce cele non-granulomatase se găsesc doar la nivelul triunghiului alb. Modificări iriene. Vorbim despre atrofia irisului, care poate să fie difuză sau sectorială. Și aici avem două imagini cu atrofie iriană difuză, frecvent întâlnită în uveita Fux sau sectorială în uveitele de etiologie herpetică, de exemplu. Sinechii, dacă sinechiile sunt la marginea pupilară, atunci sunt sinechii iriene posterioare. Dacă sunt la nivelul unghiului, vom vorbi despre sinechii iriene anterioare. Noduli irieni, dacă avem noduli irieni la nivelul marginii pupilare, se numesc noduli chiope. Dacă se găsesc în mijloc sau pe suprafața iriană, vorbim despre noduli busaca. Și la nivelul unghiului vorbim despre noduli berlin. Și aici trei poze care să exemplifice mai bine. Heterocromia, practic diferența de culoare dintre cei doi ochi. Ne punem întrebarea care ochi e mai afectat. Care ochi este afectat, de fapt. De obicei, ochiul care este mai deschis la culoare, cu o excepție, în cazul pacienților cu ochi albaștri, ochiul afectat este ochiul mai închis la culoare. Și aici avem un pacient cu heterocromie. Foarte pe scurt, pentru că va exista un capitol special dedicat despre sindromele de mascaradă, care practic mimează o inflamație, o uveită. Și ele se subclasifică în forme neoplazice și non-neoplazice. Formele neoplazice poate să fie hematologice sau solide. Cele hematologice se subclasifică în limfoide și leucemice. Dintre cele limfoide avem limfomul primar vitreoretinian, care este un limfom non-Hodgkin celule B. Tipic avem un pacient undeva la 50-60 de ani care se prezintă pentru scăderea acuității vizuale și miodezopsii. Foarte important este faptul că avem și manifestări sau putem să avem și manifestări ce implică SNC-ul, și anume tulburări de comportament sau modificări de personalitate. Dar mai evident avem crize epileptice, ataxie, hemipareză și pareză de nervi cranieni. Totodată avem confuzie, scăderi de, sau pierdere de memorie. Cum mimează o uveită? Păi avem niște infiltrate subretiniene de culoare galbenă, galben-crem, lucru care poate să fie întâlnit și în alte patologii, de exemplu în toxoplasmoza oculară. Și aici avem o poză cu un infiltrat subretinian galben-crem. Diagnosticul se pune prin biopsie de cor vitros și la examenul microscopic se observă niște celule limfoide cu citoplasmă puțină din cauza nucleului mare, proeminent și neregulat. Totodată în această grupă de sindrome mascaradă neoplazice hematologice limfoide, mai avem și limfomele secundare unui limfom sistemic, cât și bolile linfoproliferative. Varianta de solid primar, melanomul uveal și rabdomiosarcomul. Și metastazele. Cel mai frecvent metastazează cancerele pulmonare și cancerul de sân. De obicei avem afectare bilaterală cu leziuni coroidale multifocale care mimează o coroidită. Și aici avem o imagine cu metastază bilaterală de la nivelul unui cancer pulmonar și aici de la un cancer mamar. De asemenea, poate să apară și vitrită. Formele non-neoplazice avem retinita pigmentară, sindromul ocular ischemic, decolarea retiniană regmatogenă cronică, un cor străin intraocular, sindromul de dispersie pigmentară și xantogranulomul juvenil. Sindromul ocular ischemic este o
mă rog, o constelație de anomalii oculare cauzate de o stenoză carotidiană pe partea cu ochiul afectat. De obicei avem un pacient în vârstă, stenoza e undeva chiar la 90% și foarte frecvent la pacienții de sex masculin. Cum mimează uveită? Păi în camera anterioară avem celule și flare, tensiunea intraoculară este scăzută, avem neovascularizație la nivel irian și sau la nivelul unghiului și cataracta la ochiul afectat este mai avansată. Sindromul de dispersie pigmentară, avem eliberarea de pigment de la nivelul stratului posterior irian. Pigmentul ajunge în camera anterioară și poate să fie foarte ușor confundat cu celule inflamatorii. Totodată, vom putea observa și defecte, practic atrofie iriană, cu o orientare radială prin transiluminare. Și aici e o poză. Și am terminat partea mea. Am încercat să fiu cât mai rapidă să le las și colegilor mele timp suficient să își prezinte. Mulțumim, Teona. Cred că am cam epuizat ora pe care o aveam la dispoziție, așa că pe cealaltă parte de paraziți și cum aveam noi în plan să prezentăm astăzi o săremână pe data viitoare. Aș invita totuși colegii să pună întrebări. Are cineva vreo întrebare sau își dorește cineva să clarificăm ceva? Bine, atunci... Stai un pic că eu am întrebări, dar mi-a luat ceva să găsesc microfon. Scuză-mă, te rog. Bună! Înțeleg. Salut! Bună! Așa, ai întâlnit atât de frecvent sifilis? Eu știu că se caută și se verifică într-adevăr, dar eu personal nu am întâlnit niciodată pacient care să-mi vină cu vederele pozitive. 4 în 3 ani. Scuză-mă, dar n-am înțeles. 4 în 3 ani. 4 în 3 ani, ok. Mai mult decât mine, cu siguranță. Și mai am o întrebare. La uveitele posterioare, gen care știu sigur că sunt posterioare, toxocara, toxoplasma, trebuie obligatoriu să existe rezultat pozitiv la anticorpi? Adică să am IgM pozitiv? Aici e o întrebare. Oricât de interesantă întrebarea. Bun, evident că... Pentru că ajută, sunt de acord. Dar trebuie. Deci, categoric, logic vorbind, nu cred că există uveită posterioară toxoplasmozică dacă e recidivată cu IgG-uri negative. Adică dacă iese un IgG negativ și IgM negativ, atunci cumva îmi exclud, poate să fie, știu ce m-ai întrebat, nu m-ați spus cum gândesc eu problema. Așa. Bun, după aia, extrem de rar găsim IgM-urile pozitive. Chiar acum un tânăr de 40 de ani a venit cu o uveită posterioară, am știut că e toxoplasmozică, a ieșit IgM-ul și IgG-ul pozitiv, pentru că e perioada de viraj, și m-am bucurat foarte mult că am avut dovada documentată, ca să zic așa, însă... se face o analiză care se numește, o să-mi aduc aminte imediat, care poate să-mi spună cât de vechi sunt anticorpii respectivi și cumva vede dacă infecția sau prima infecție sau reactivare a avut loc în ultimele 3 luni. Și atunci, cu ajutorul ăsteia, ne mai orientăm. Sigur că, acum, știți fie, diagnosticul de toxoplasmoză oculară se pune clinic. Pentru că dacă e veche și e reactivată, IgG-urile sunt obligatoriu pozitive. IgM-urile poate să fie pozitive sau negative, dar vezi sechela veche și vezi că lângă o leziune corioretiniană veche pigmentară crește una nouă. Dacă e prima o infecție la un bătrân de 70 de ani, am avut și chestia asta, n-am găsit IgM-uri pozitive. IgG-urile pozitive și tabloul clinic și răspunsul evident la antibioticele respective, sau mă rog, antiparazare, de fapt sunt antibiotice, practic un diagnostic. Înțeleg ce zici, dar stai un pic să-ți spun de ce întreb eu. Așa. Eram mai mică
Și a fost un caz care efectiv m-a marcat pentru că n-am înțeles de ce. Deci chiar nu înțeleg nici acum de ce. Copil de 6 ani, panuveită bilaterală, glaucom secundar, secluzie ocluzie pupilară, tensiune 50. Copilul a venit cu urlete, cu țipete, cu tot ce vrei. În față sunt semne de inflamație, adică am precipitate, am tindal, fără hipopion, precipitatele nu granulomatoase, în spate pe ecografie vitrită. Evident, secluzie ocluzie pupilară, nu se vedea nimic la fundul de ochi. Edem cornean, bun, s-a liniștit parțial cu medrol încât să se poată face niște iridotomii care s-au închis a doua zi. A fost nevoie de iridectomii făcute în sala de operații. Manitol, medrol, tot ce se putea, adică solul medrol băgat. Nu s-a liniștit uveita. Am trimis-o la pediatrie. A ajuns la domnul doctor Cochino, care a zis, este toxocara, dați-i albendazol. În 3 zile copilul n-a mai avut nimic. Păi bine, este... bine. Asta e toxocara. Și păi toc, da. Noi vorbim de toxoplasmă. Eu am zis toxocara, toxoplasmă, eu n-am zis... Ok. Eu am zis pur și simplu ideea de a avea anticorpi negativ, pentru că avea IgG pozitiv, IgM negativ, și nu am înțeles de ce a reacționat atât de bine la tratament. Bun. Deci, în primul rând, toxoplasmă bilaterală, foarte rar. În al doilea rând, toxoplasmă bilaterală la copil, de... extrem de rar. În al treilea rând, sunt de acord că poate să dea reacție inflamatorie în față, toxoplasmoza oculară, dar nu dă, sau n-am văzut niciodată o uveită anterioară atât de urâtă datorită toxoplasmozei. Deci toxoplasmoza oculară e în principiu posterioară, dă afectare vitreană importantă și doar prin spillover sau ceva așa foarte mild în anterior. Deci nu m-aș gândi niciodată la o chestie bilaterală să fie toxoplasma la un copil așa de mic și cu importantă reacție în cameră. Deci asta aș exclude. Doi, toxocara e altceva. Toxocaroza dă uveită intermediară prin excelență. Și poate da. Fi uveită anterioară și poate să fie extrem de inflamatogenă, ca să zic așa. La toxocara nu prea găsești să faci IgM-uri. În principiu se dozează doar IgG-urile. Așa că, sigur, dacă ai un copil cu IgG-uri pozitive de toxocara, cu uveită intermediară, așa, isterică, m-aș gândi la toxocara. Te-ai gândit. Da. Absolut, da. Deși mult mai frecvent m-aș gândi la artrită juvenilă și chestii din aceea. Asta a fost primul gând al nostru, de asta am trimis-o la doctorul Cochino. Corect. Aia a fost logica. Dar. Acolo ne-am gândit. Dar, întotdeauna o uveită intermediară la copil, mai ales dacă are istoric de mângâiat animal de curând timp. E copil. E copil, da. Toxocaroza e categoric un diagnostic diferențial. Inclusiv... Te ajută cu ceva dacă îți spun că am urmărit pacienta vreo 8 ani, a mai făcut, bineînțeles că a avut nevoie, a făcut cataractă complicată, ca și frumos, și e operată de cataractă la amândoi ochii, a făcut panuveită din nou după la 2 luni după operația de cataractă, dar s-a remis ok. Și de atunci n-am mai avut nimic. Absolut nimic. Bine. No. Acum poate e și ceva în neregulă cu sistemul imun al acestui copil. Adică poate e și ceva în spate, nu doar toxocaroza, și sigur toxocaroza a fost vârful de iceberg. Dar poate că și sistemul imun e puțin exacerbat de a făcut așa o variantă, o versiune urâtă. Dar da, și eu am un copil de 6 ani care a venit cu uveită intermediară și cu IgG-uri pozitive de toxocara și principala mea grijă a fost, Doamne, e toxocara sau e uveită intermediară pars planită. Uh-huh. Și s-a tratat cu albendazol, făcea edeme papilare, ceva înfiorător cu prednison 20 de miligrame pe zi la 20 de kilograme, a fost horror și până la urmă am trimis-o să facă un AFG wide field ca să văd dacă are vasculită periferică și când m-am convins că e vasculită periferică pe amândoi ochii, atunci am zis, ok, nu e toxocara, e uveită intermediară, trebuie imunosuprimată. Oricum nasul. Da, adică nu e ușor, exact ce spuneam la început, că
primul lucru e de distins între forma infecțioasă și non-infecțioasă și vedeți din prisma acestor cazuri, prin prisma acestor cazuri, că nu e totdeauna ușor. Și al doilea aspect e văzut dacă e localizare strict oculară sau în contextul unei boli sistemice și iarăși nu e totdeauna ușor. Nu e niciodată ușor, din păcate, mai ales că pacienții cu uveită, scuze, n-am prins începutul, dar în general pacienții cu uveită spun, n-am nimic, nu mă știu cu nimic, n-am nicio problemă. Da, da, și acum totuși, hai să ne apucăm să căutăm. Nu, că n-am nimic. Exact, exact, așa e. Așa că e nevoie de muncă de convingere până să se ducă pacientul la altcineva și mai e problema că odată ce noi începem tratamentul și se simte bine, atunci chiar că nu mai vrea să se ducă. Știu, știu. Și medrolul face, și încă un lucru poate foarte important de spus și pentru toată lumea de știut, că și etiologia infecțioasă și etiologia non-infecțioasă răspunde la medrol, adică la cortizon. Cel puțin în primă fază. Orice infecție are componentă inflamatorie, orice inflamație răspunde la cortizon. Sigur că se poate agrava ulterior, sigur că lungește durata bolii, sigur că orice vreți voi, dar e magic. Corticoterapia ajută și în patologia infecțioasă și în cea non-infecțioasă și, din păcate, din experiență vă spun, și în patologia de tip mascaradă. Pentru că și limfomul ocular răspunde la cortizon și asta îl face extrem de greu de diagnosticat și aici iarăși am câteva povești în spate pe care... Da, eu din păcate am un pacient care, la propriu, în ciuda tuturor medicilor și la mine, e poliartrită și a făcut o uveită, o panuveită, care efectiv este, scuze, artrită psoriazică, pentru că asta este chestia. Și în momentul în care i-am dat medrol, pacientul nu vrea să mai renunțe la medrol. La modul, eu îi spun, oprim treptat, pacientul nu, eu mă simt bine, nu mai am nimic pe mâini, nu mai am nimic deloc. Aveți glicemie 300, aveți tensiune 17, oprim medrolul. Nu? Bine, mergeți la reumato, reumato, oprim medrolul. Nu. Dermato, oprim medrolul, pacientul nu, eu mă simt bine. Da, da, medrolul de dependență. Da. Da. Din păcate este caz real și pacientul chiar nu vrea să oprească medrolul. Orice am spune, oricine. Mai încercăm. A doua zi și a treia zi. Păi nu, au încercat, au băgat alte, au băgat imunosupresoare, dar... Probabil, da. Da. Așa că... Da. Să știi că mie, adică să știți, mie chiar mi-a plăcut prezentarea voastră. Mulțumim. A fost pe înțelesul tuturor, cred. Mulțumim, fost, mulțumim. Sperăm că v-am convins că poate să fie interesant și la noi în o gradă, în o gradă. Anu, cu siguranță este interesant. Și dacă aveți întrebări, vă rog, dacă nu, ne vedem data viitoare, sperăm cu alte lucruri interesante. Și mie mi-a plăcut și vă mulțumesc foarte mult. Bine, atunci pe data viitoare, pe săptămâna viitoare, o săptămână ușoară în continuare și weekend plăcut pentru cei fără gărzi. La revedere, o seară bună! Pa, pa! Mulțumim, seară bună! La revedere! La revedere!